like a gay Terminator. Nu știu ce are frate ăsta cu focusul vieții. Deci ieri, în vlogul de ieri, îmi făcea focusul fix printre mine și cel cu care vorbeam. Sau cea cu care vorbeam. Horror. Și profi la bunții, da. Lângă mine sunt două fete, dar nu se văd momentan pentru că stau foarte departe de mine. Mă da. Deci mergem cu Ilinca, cu Migna mergem la banc. Și ne simțim extraordinar de bine. Ce ați văzut? Băi, cred că sunteți singurii oameni pe care am în lista de Facebook care s-au dus la nu știu ce simpozion sau workshop. Ați fost ieri la o chestie? Am fost la film, la ultimul fel de rap. Cine merge la filme? Super bine, foarte tare. Da. Eu n-am putut să intru că mi s-a părut un fel de spirală de asta. Este făcut de domnul Bumbuț, e foarte tare. Ah, bun. Da. O să-l văd după ce plec de aici. Da, mă, deci hai să vă povestesc o chestie. Anul trecut m-am întâlnit cu o amică. Nu o să fie o chestie tristă, dar o chestie cât se poate de reală. M-am întâlnit cu o amică, studentă, vorbeam diverse, inclusiv locurile pe care le-am vizitat, unde ne-am mai plimbat și mai departe. Și am zis la un moment dat că vacanța ei înseamnă Electric Castle, 4 zile. Și nu înțelegeam exact de ce. Și mi-a zis, bă, eu de la începutul anului m-am apucat să strâng bani pentru festivalul ăsta. Și, bă, m-a șocat un pic chestia asta. Și mi-am dat seama că, până la urmă, noi tot vrem să arătăm așa, că avem bani, că nu, un festival de genul ăsta e foarte scump până la urmă, mai ales pentru studenți și, practic, tinerii sunt cei care ar trebui să vină la festivalul, se bucure că sunt exact în perioada aia. Dar uite, mi se pare foarte mișto că anul ăsta activarea asta cu Lidl și parteneriatul cu Lidl a fost o idee extraordinar de bună. Mulți prieteni care m-au întâlnit pe aici chiar mi-au spus chestia asta, bă, vezi că la Lidl se mănâncă bine și ieftin, au magazinul ăla în spate acolo, oamenii au simțit chestia, s-a resimțit treaba asta cu prețurile pentru că, da, festivalul poate să fie foarte scump. Sunt fix la zona de food court, Royal Food Court. Nu mai am nimic de zis. Frumos, nu? Cum se vede Lidl în spate acolo, adică m-am chinuit să... Evident că nu puteai să mă găsești nicăieri altundeva decât aici, unde e tehnologia, e muzica, normal, inovația. Știi ce zic? Doamne, este o sinergie a lucrurilor la Electric Castle, ceva ce nu ai mai văzut. Transumanța a priori, exact. Colectiva românilor este debordantă. Da, iar eu debordez de energie. Ce faci, mă, băiatule? Cine mai avem aici? Ciao. Salut! Eu sunt Oana. Eu sunt Alex. Salut, Alex. Uite, mă, ce prietenie între lumele. Și că trebuie să mă reîntâlnesc încă o dată. A uitat să filmeze cum s-a întâlnit cu noi. De emoții, așadar, jur că de emoții mi s-a întâmplat. Să mai filmăm încă o dată. Mai filmăm încă o dată. Întâlnirea. Cum e pentru tine chestia cu vlogging-ul? Cum te descurci? Când ai timp să faci chestia asta? Că eu nebunesc. Am două vloguri care mi-s rămas în urmă.
nu, am 3 vloguri acum, trei? Când mă gândesc, că fac unul pe King's of Leon, mai fac vlog 13 și mai am un con care iară de rămas, în urmă de la Never See. Dar e bine ca lumea să știe că este foarte, foarte mult de muncă în spate pe zona asta foarte de video. Foarte mult de muncă, da. Dar important e că face treaba asta cu plăcere pentru voi. Pe Alina știți unde s-o găsiți, clar, clar. La castel. La castel. Aici, la castel. M-am întâlnit mai devreme cu Gabi și am uitat să filmez la fel aceeași situație și cu Alina Ceușan. Amândouă, de emoție, m-am pierdut și n-am filmat nimic. S-a pierdut, da, da. Ce faci, mai? Bine. Foarte bine. Cum e cu vlogging-ul? Am întrebat-o și pe Alina. Că eu sunt pionier în ale vlogging-ului. Și nu... Eu mereu am vrut să film în fața camerei, să ne înțelegem. Trebuie să mergem să vin. I'm an attention whore. Vlogging-ul este ceva foarte complicat. Mai ales că eu am vreo 20 de foldere cu videouri care așteaptă să fie făcute. Alta! Alta! Păi e clară treaba să bonțidi vremea. Trebuia să vină și ploaia asta, să sperăm că nu durează mult. Dar mă bucur că a venit ploaia asta ca să am un motiv să bag camera în rucsac.